A venit și 1 octombrie, suntem aici împreună cu protagonistul serii. Ce faci? Yeah. Ești bine, nu? Yeah. Ce așteptări ai în primul rând de la seara asta și după trecem la chestiile cu outfit-uri și de ale mele? E set de 90 de minute, adică set dublu unde o să cânt cele mai mișto piese. Așteptări, nu știu, deja știu cum o să fie, gen. Zic eu că e dezastru, am fost mai devreme, am filmat outfit-ul acolo. Eu am o întrebare pentru tine care, asta e, n-am ce să fac. Care-i piesa de pe Slayer pe care aștept să o cânti cel mai rău? Pentru că n-ai mai cântat piese de pe Slayer de foarte, foarte mult timp. Scuze, mamă. Cred, da, și aia, da, corect, mersi de hint. Mersi de hint, mersi de hint, mersi de hint. Și 60 de zile aș putea să zic. 2, da. 60 de zile 2. Ești fier pe amândouă. E tare, aia e tare că, nu știu, le știe publicul cam pe toate. Oricum nu că o să cânt foarte multe, sunt vreo 4-5 piese de pe Slayer. Nu cânt tot Slayer-ul, că sunt multe. Mă superi. Nu. Deci nu cânt tot Slayer-ul. Păi n-aveam loc, îmi trebuia să dă 3 ore ca să. Păi și ce ai, bro? Veni 5.000 de oameni în fața acolo, tu știi acolo? Trecem la partea mea, de ce stai aici? Zi-mi și mie cu ce te-ai îmbrăcat, facem outfit check. Ăștia cred că sunt... Cum se pronunță, mă? Nu știu nicio. Zi tu. A, Givenchy, scuză-mă. Givenchy. Nu știu cum se pronunță și nu vreau să-mi sară lumea în cap. Așa, trebuie să zic cât costă sau doar? Nu, zi-mi doar ce-i pe tine. Bun, deci ăștia, cum ai zis, Givenchy. Așa, ăștia sunt Amiri. Ăsta e Babe. Asta e Ben Jensen. Ben Jensen. Vreau să văd în spate că acolo ai ceva special, cred că. Da. Nu știu dacă ați observat, dar am postat pe story că am început colaborarea cu Bazei. Bine, avem codul Georgescu pentru 10% reducere pe site-ul celor de la Baz. Și pe lângă asta, puteți să-l aplicați la toate produsele de la Dunks până la Air Force One, Jordan 1, absolut orice. Vă las primul link din descriere unde puteți intra pe site-ul celor de la Baz ca să vă cumpărați absolut orice vreți voi, codul Georgescu. Și pe lângă asta, dacă o să fie vreun cod cum e acum, codul Toamna, care oferă 20% reducere la anumite produse, ei bine, o să avem codul Georgescu 20 pentru produsele alea. Și ghiciți ce, folosiți codul Georgescu pentru că pe mine o să mă ajute foarte mult, pe voi ghiciște, o să vă ajute iar foarte, foarte mult, pentru că o să dăm drumul în decembrie la o serie împreună cu abonații Sneaker Quiz se numește, o să-l filmăm în toată țara, așa că folosiți codul ăla pentru că voi o să aveți prioritate în alegerea participanților în acel clip, așa că folosiți codul Georgescu pe site celor de la Baz și hai să vă las să vedeți cum s-a îmbrăcat Ian, m-am pat. E Martinel. Ia vedeți-l pe Martinel aici, pe care tocmai ce l-ați făcut voi vedetă out of nowhere în 2 zile, bă. Este chiar Martinel. Deci este efectiv vedeta momentului, să zic așa. Mai am ăsta care Gucci. Ce mai am? Brățări, n-ai ceasul iar, de să mori oriunde te prind fără ceasul. Spărgeam, dădeam cu el de așa. Ăsta e Louis V. Ăsta e de la nevastă mea. Ăsta chiar e tare, ăla chiar îmi place. Frumos, frumos, făcut acolo, fii atent. Ai mai avut concert de genul? Atâția oameni în fața ta? Atâția oameni, da, am avut și mai mulți, dar solo nu, e ceva nou. E gen tu, nu, Beach Please? Da, da, exact, doar eu nu. Când faci Arena Națională? Aia urmează, n-am. La anul. Pă bune. La anul Arena Națională, asta vrei. Da, nu știu dacă Arena Națională, dar un stadion se face la anul. Am înțeles și ultima întrebare și te-am lăsat, zi-mi și mie, vreau să te văd cu un feat din afară. Cu cine ți-ai dori să faci feat din... Din afară? Da, din cei mai mari artiști din afară, dă-mi orice nume, chiar dacă poate nu-i posibil sau e posibil, e depinde. E posibil, nu, chiar e posibil, stai să mă gândesc. Cel mai și cel mai mult? În viață, nu? Acum zim și unul în viață și zim dacă e vreunul pe care ți-l dorești. Aș vrea cu King Von, gen. Da. Și în viață
Nu știu, că sunt mulți. Aș face unul cu Lil Uzi, sincer, să văd, doar să văd ce prăjeală este, ce zic, gen, cred că are și o prăjeală tare rău. Nu știu, cu Future, cu Young Thug aș face, wow, ar fi tare. Bă, dita-i prăjeala, sincer, Young Thug, scrieți, nu sunt Ian pe Instagram, sigur te uiți tu la vlogul ăsta printr-o dumneavoastră. Dacă puteți, vă rog, scrieți lui Young Thug, bă, Thug la nu sunt Ian acolo, sunt Martinel, știți ce zic. Și facem de unde ăsta, băi, spor la show, îi aștept și pe băieții ceilalți, o să fie o grămadă, o prindem și pe Teo astăzi și pe Sebi și pe... Da, asta e, asta se mai întâmplă de obicei la noi. A vrut să mă... Și vă mai anunț eu ceva... Și vă mai anunț eu ceva în premieră, băi. Mărci urmează, Layer 2, plus o grămadă de alte surprize, ne punem să scoatem caiete, să scoatem alte nebunii în momentul de față. House, chiar house. Deci cam asta a fost de data aceasta outfit-ul cu și semi-interviu cu Ian, îl mai luăm o dată la final, pentru că vreau să văd părerea lui efectiv după tot ce s-a întâmplat la concertul ăsta, pentru că e ceva nemai întâlnit pentru tine. O să fiu probabil leșinat pe targă, ceva... Te iau de acolo, de pe jos. Răgușit, o să vorbesc așa, nu știu. Las că nu-i problemă, te-am pupat, spor, baftă la concert. Ne vedem cu ceilalți artiști. Să rămână, ce faceți? Bună! Bună! Ce faceți? Foarte bine, taman căutam o bericică. Căutați o bericică? Căutam o bericică. Am înțeles, noi astăzi facem outfit, ziceți cu ce v-ați îmbrăcat. Voodoo. Ăsta da, ăsta era de așteptat. Waikiki. Puma. Și nu mai știu. Am înțeles, eu mai am o întrebare pentru dumneavoastră, sunt curios. Puma, jos Puma. Puma? Ochelarii, habar n-am de unde sunt. Ziceți-mi și mie, v-ați așteptat vreodată să-l vedeți să cânte în fața atâta oameni? Nu. Când a început, nu, sincer. Acum vreo 4-5 ani mi-am dat seama că e groasă treaba la un concert. Știe el la care? La Reșița. A, la primul meu concert. Da. Primul tău concert de la Reșița? Primul meu concert, da. Și atunci... Când eu am fost șofeur vreo 24 de ore, când n-avea șofer, n-avea cine să-i ducă. Și m-am dus și m-am întors și când am ajuns acolo și am văzut cum toată lumea știe deja versurile, am zis, opa, stai așa un pic, că e groasă treaba. Dar acum ați început și dumneavoastră să deveniți virală un pic, adică ce văd eu prin față? Păi, da, pentru că m-a făcut publică, el știe că mult timp am refuzat, inclusiv când a fost povestea cu Vice-ul și cu toate cele, a apărut bunica, pentru că eu am zis, ok, dacă apar, na, bănuiam ce o să se întâmple, dar acum dacă m-a desconspirat... Mie îmi place foarte mult că susțineți nebunia asta, pentru că foarte mulți părinți n-ar fi fost așa permisivi pe partea asta, pe ce face el neapărat. Păi, dar ce contează? Contează că îi place, contează că are succes, contează că se simte bine, ce contează? Trebuie să-mi placă mie, trebuie să-i placă lui. Asta e cel mai important de fapt și asta e chestia pe care încerc să vă explic și vouă, că părinții voștri ar trebui să vă susțină în absolut orice faceți, indiferent. Uitați-vă puțin cum puteți să ajungeți în cazul în care sunteți susținuți de părinții voștri. Uitați-vă, vedeți, așa zic, asta zic. Mamă, doare mâna cu aia. Asta zic, nu mai poate. Reveniți și cu ceilalți oameni de aici din backstage. Haideți că l-am prins și pe Florica acum. Înainte de concert, ce faci? Pop. Ce dracu? Nerăbdător. Prima oară în fața la ția oameni. Bă, cred că la Beach Please cam pe acolo a fost. Zici mie cu ce te-ai îmbrăcat, facem outfit check, zi-mi ce-i pe tine. Vin la un ăsta Pop Smoke, fraierii ăștia, și asta și Versace aia care îi știți că mă feresc de soare, sunt în backstage acolo, pielea mea, nimic. Ce cânti azi? Bă, cred că doar gestul. Doar gestul? Doar gestul. Piesele mele o să le auziți pe 24 octombrie la Oradea cu Ian. Ia vedeți, băi, la Oradea pe 24 octombrie mergeți la Florica ca să-l vedeți acolo. Haideți să vedem pe cine mai prindem acum în backstage. Poșeu, ce faci? Cum a fost? A fost bombă rău de tot. Haos, ca de fiecare dată, nu mai pot. Nu mai poți, nu? Nu. Cum a fost să cânti iar ok și toate piesele vechi? Bă, le cânt deja la concerte. Atunci le cânti? Da. Păi de eu la toate concertele la care am fost nu le-am auzit. Ok, ultima, m-am săturat de azi, nu mai pot să aud. E tare rău, lumea s-a auzit, dar nu mai pot efectiv să aud. Păi mai zis tu oricum că tu nu suporti toate hiturile astea care sunt cele mai hit, nu le prea... Mai zis, mă repet în continuu. Nu le halești. Am înțeles, noi facem outfit check, zi-mi și mie cu ce te-ai îmbrăcat azi. Pantalonii sunt Alex, în picioare Air Force One, curea Fendi, Ambush, Vedma și Babe. Mamă, direct, ai blindat din toate punctele de vedere. Mai urmează ceva materiale muzicale, ceva repede? Urmează o grămadă de chestii, dar nu divulg. Nu ne dai absolut nimic. Nu zic nimic. Nu vrei să ne dai nimic, nu. Ok, zi și mie, când urmează concertul Oscar la nivelul ăsta? Curărău. Le zic, mă, concert la nivelul ăsta. 18 noiembrie, la Arene. 18 noiembrie, la Arene, Oscar în premieră. Da, lansare de album. Ce? A, înapoi la viață. Înapoi la viață, o să fie un show cum n-a văzut nimeni de pe zona urbană în România. Da, deci da, cel mai 100%, 100%. Mamă, de-abia aștept să vedem și la Oscar pe 17 noiembrie? 18 noiembrie. Pe 18 noiembrie, cum a zis Oscar, în exclusivitate, o să fie la Arenele Romane pentru lansarea Înapoi la viață. Sunteți gata.
Doar înapoi la viață sau? Înapoi la viață. Bombă, bombă, bombă. Deci vă așteptăm pe 18 noiembrie aici iar, nu? O să vin și la Oscar ca de obicei. Te pup, mersi mult, bravo. Bravo, 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 bravo. Și cred că cam asta a fost cu vlogul de astăzi. Ca de fiecare dată, nu uitați de like, share, com, subscribe, toate alearele. Nu uitați să dați follow pe Instagram la Georgescu. Nu uitați să folosiți codul Georgescu pe site-ul celor de la bază. Dar nu uitați să vă abonați la Georgescu. Vreau și 100.000, băi, de-abia aștept să fac și 100.000, mai am 10.000 să-i facem. Și da, fraților, folosiți și codul Georgescu pe site-ul celor de la bază, aveți 10% reducere la toate produsele full price. Și cam asta a fost cu vlogul de azi, v-am pupat, pa!